Salut și bine ați venit la al doilea clip din seria IoT. În primul clip am vorbit despre Shelly, despre cloud și înrolarea echipamentelor, chestiuni generale și în acest clip am să vorbesc despre acest modul, un Shelly 1 Plus, este generația a doua de la Shelly și probabil foarte mulți dintre voi îl cunoașteți deja. Prin acest material doresc să mă adresez nu doar acelora dintre voi care folosiți deja acest echipament și îl cunoașteți foarte bine, ci mai ales acelora dintre voi care nu ați folosit încă astfel de echipamente. Unii dintre voi poate nu sunteți foarte afin cu partea asta de cloud, tehnică și așa mai departe. De aceea o să încep prezentarea de la zero, adică ce se întâmplă cu un astfel de echipament când nu am router, nu am wireless, bineînțeles nu am internet și nu am cloud. Pot să-l folosesc, mă ajută, mă încurcă, are rost să-l achiziționez și am să iau povestea asta care probabil va fi destul de lungă, de la cutie și până la partea de cloud. Cu siguranță acest clip va fi destul de lung, probabil o să-l realizez în mai multe etape și am să vi-l prezint, sper, totodată. Vreau să fac toată partea asta de început pentru că această parte n-aș vrea să o mai repet la celelalte echipamente Shelly pe care am să le prezint. În primul rând, pe partea de construcție, cu ce se deosebește un astfel de echipament, pe care îl aveți aici, un Shelly 1, de un astfel de echipament sau un astfel de echipament de la Sonoff. Diferența majoră constructivă între acest echipament și celelalte două este că aici aveți acces la contactul normal open al releului, deci este un releu uscat. Spre deosebire, la Shelly 2 aveți out 1 și out 2 și există deja tensiune, este 220 pe aceste ieșiri. La fel și la Sonoff este L-out 2 și L-out 1. Dacă te întreb de ce este important să ai și un astfel de releu, e pentru că ai un contact uscat și poți să-l comanzi la 220, de exemplu, și să treci un curent slab pe aici, să ai o închidere de 12 sau 24 de volți. La fel și invers, dacă îl folosești, de exemplu, într-o centrală de alarmă și îl comanzi cu 12 volți, poți aici să treci un back, de exemplu, la 220. Și asta este avantajul acestui echipament. Iar acolo unde aveți nevoie de un contact uscat, de exemplu, deschiderea unei porți, deschiderea unei uși de garaj sau astfel de aplicații în care aveți o tensiune de alimentare și o altă tensiune de comandă, sau aveți nevoie neapărat de un releu uscat, acesta este echipamentul pe care îl căutați. Un mic de ajuns, să zicem, ar fi faptul că nu ai acces și la borna de normal închis și aici mă refer la faptul că ai putea să-l folosești la un sistem de efracție să-ți armezi sistemul din telefon, ceea ce este ceva mai sigur decât armarea din telecomandă. E de înțeles faptul că are mai puține borne, deoarece este destul de mic. Este gândit să încapă într-o doză de 55 de mm, cum se vede, stă aici, o doză de 55, acesta este un model mai lung, este destul loc să intre și tasta deasupra. În cutie mai există și un manual în care aveți desenată partea de conexiuni. Dacă îl pierdeți, nu e atât de problematic, deoarece totul este desenat aici pe față. După cum se vede, dacă aveți alimentare în curent alternativ, până la 240 de volți, pentru alimentare se folosesc cele două borne LN. Dacă aveți DC 24 de volți, se folosesc tot cele două borne masă și plus. Dacă aveți 12 volți, se folosesc cel de 12 și cel de masă. Partea de switch este aici, adică întrerupătorul se conectează direct aici. După cum se vede, dacă e alimentat la 220, activarea becului, activarea releului se face cu fază, iar în cazul de 12 sau 24 de volți se face prin punerea la masă. Bun. Și aici, cum am zis, partea de releu I de la intrare și O de la ieșirea către sarcină. În imagine, varianta conectată, dacă folosiți un astfel de echipament într-un tablou electric sau într-o doză care are o șină Omega, există diferite tipuri de suport pentru astfel de echipamente care se potrivesc cu prinderea pe șină Omega. În acest caz am alimentat echipamentul la 230 de volți. Am aici o siguranță. Faza merge aici în această clemă pentru că este folosită în mai multe locuri, iar nulul este dat aici la echipament și merge și în consumator. Faza de alimentare vine
tot din această clemă. Mai există aici partea de întrerupător, adică faza vine pe aici prin întrerupător și se întoarce în borna switch. Da? Iar din nou faza trece prin releu, este întrerupă de releu și merge mai departe la consumator. Bun, cam asta e varianta de conexiune la 230V. Hai să zicem că a venit culetul, am primit pachetul, l-am instalat fie acolo în tablou electric sau într-un alt tablou, fie aici într-o doză și am situația de față. Aici o să vă arăt de ce sunt două întrerupătoare și sunt întrerupătoare cu revenire, o să vă explic imediat de ce. În acest moment n-am router, n-am wireless, n-am internet, n-am cloud. Da? L-am conectat, am conectat tasta. În momentul când apăs pe tasta, se aprind. Da? În momentul în care îl las, se stinge. Da? Dacă aș fi avut un întrerupător de genul ăsta, în acest moment este aprins, în acest moment este stins. Bun. În acest moment, deși echipamentul funcționează, nu mă ajută cu absolut nimic. Sistemul este la fel ca înainte. Și acum primul pas, de ce folosesc întrerupătoare cu revenire? În momentul în care echipamentul este pus în funcțiune, creează un access point și acesta este vizibil în lista de wireless-uri. Da? Și pot să mă conectez cu telefonul la el. După ce m-am conectat la access point-ul lui, introduc adresa lui de IP, care este 192.168.33.1 și am intrat pe interfața lui. În acest moment, aș putea să-l pornesc din telefon. Deci am un back telecomandat de pe telefon. Nu acesta este scopul, ci cel de a schimba funcționalitatea tastelor. Și pentru asta intru aici la input, care este acum conectat pe switch și am să aleg, dacă se vede, button. Există mai multe variante momentarii. Da. Și salvez. Ei. Acum, la apăsare, se aprinde, la cealaltă se stinge. Bun, și acum de ce am aceste două taste? Aceste două taste sunt conectate în paralel. Da? Și pot să aprind pack-ul și de la cealaltă să-l sting. Da? În acest moment, fără router, wireless, cloud sau internet, am un întrerupător cap scară. Da? Și pot să-i pun și a treia, și a patra, și a cincea tastă. Dacă vreau, toate le conectez în paralel. El are nevoie doar de un impuls. Da? Atât de ușor pot să-mi fac un întrerupător cap scară. Deci, în acest moment am un releu pas cu pas, fără să am wireless în casă. În ceea ce privește costurile, prețul unui astfel de echipament este foarte comparabil cu un releu pas cu pas montabil în tabloul electric. În plus, chiar dacă nu este conectat la wireless sau cloud, oricând când sunt în zonă, pot să-l acționez din telefon. Da? A doua funcție care mi se pare utilă este cea de temporizare. Și aici la, să zicem, enable auto off. Și aici să trecem 4 secunde. Adică să aprindem. După 4 secunde s-a stins. Deci avem un releu temporizat, probabil util la trecerea printr-o zonă, de exemplu, pot oriunde. Este valabil pentru ambele taste sau câte taste sunt. Da? Se stinge. Dacă aveți undeva nevoie să aprindeți pe cu, nu știu, pentru 2, 3, 5, 10 minute, ați aprins și asta. Ar mai fi aici opțiunea de schedule. În schimb, atâta timp când nu este conectat la internet sau la rețea, nu cred că are o oră exact, nu are un server NTP, atâta timp când nu este conectat la internet. De aceea nu cred, dar puteți să o testați voi. Bun. Ca o primă concluzie, acest echipament, fără vreo conexiune de date, de niciun fel, vă pot oferi aceste funcții pe care vi le-am arătat mai devreme. Bun. Lăsați-mi voi în comentarii dacă vi se pare util sau nu această parte. Bun, să spunem că vremea fără router trece, da? Și mi-am achiziționat un router. Routerul, după ce l-am setat, are și Wi-Fi și am și
Wi-Fi în locație. În schimb, providerul de internet nu este încă și nu am acces la cloud. În acest moment aș putea să conectez acest echipament la Wi-Fi. Da? Care este setări, Wi-Fi, Wi-Fi network, da? Și mi-aleg rețeaua și introduc parola. Bun. După ce am introdus rețeaua și parola, mi-apare aici că sunt conectat la rețea. Există două rețele, vă puteți introduce o a doua rețea ca backup. Bun. Avantajul de a-l avea conectat la rețea este că funcționează și ca releu de rețea. Bun. După ce s-a conectat, puteți verifica adresa lui de IP dată de router, în cazul meu 101, și acum ar trebui să fie accesibil la adresa 101. Bun. După cum se vede aici, adresa 101 și releu temporizat. Da? Bun. În acest moment, acest releu este accesibil de oriunde din rețea, atât pe pagina lui web, cât și prin comenzi date prin rețea și aici mare atenție cei care folosesc echipamente gen Tuya sau Sonoff. Bun. Cei care ați urmărit materialele din seria Fă singur, ați văzut că Shelly poate primi comenzi HTTP request. Odată ce echipamentul este în rețea, pot trimite către el pe orice alt echipament o comandă HTTP request. Asta înseamnă că în orice browser din rețea pot să trimit o comandă HTTP către acest releu și pot să-l activez sau să-l dezactivez. Această comandă este destul de importantă pentru că în rețea s-ar putea să mai aveți și alte echipamente care pot trimite o astfel de comandă către un releu și să vă faceți niște acționari interconectate. Cea mai simplă variantă ar fi aceasta de la shortcuts, de exemplu. Am creat un buton pe ecran care face același lucru. Deci nu mai e nevoie să intru în browser să trimit această comandă. Mi-am creat aici o tastă rapidă. Bun, fiind în rețea, acest echipament nu doar că primește comenzi HTTP request, în schimb poate să trimită astfel de comenzi în rețea. Și pentru asta, în meniul lui, am configurat aici la Actions, Shelly Bulb și în acest moment cred că se vede la Long Push trimite o comandă HTTP request către acest back. Adică în momentul în care țin lung apăsat, se aprinde acest back, o să sting, țin lung apăsat, se stinge. Deci poate atât primi comenzi cât și trimite comenzi în rețea. Dacă trimiterea și primirea comenzilor de tip HTTP request face posibilă o oarecare integrare a acestui releu cu alte echipamente pe care le aveți în rețea, o funcție mai importantă mi se pare cea de integrare MQTT. Da? După cum se vede aici sus, MQTT Enable, se poate înregistra MQTT, aici am adresa serverului de MQTT, userul și parola. Asta înseamnă că acest modul, cum am zis, fără conectare la internet și cloud, se poate înrola intern în serverul vostru de smart home sau, dacă nu aveți așa ceva, măcar un server MQTT. După ce l-am integrat, pot să vin cu interfața de pe server și pot să-l aprind din interfața serverului de smart home. Foarte simplu. Bun, și toate astea, cum spuneam, fără internet și fără cloud, deci doar local în rețeaua voastră. Bun, acum să zicem că providerul de internet a sosit și avem internet. Această configurație pe care o vedeți aici ar aduce în plus doar partea de schedule. Bănuiesc, nu am testat încă, adică odată conectat la internet ați putea programa aici un schedule. În acest moment ar trebui să ca echipamentul să-și ia de undeva data și ora exactă. Lăsați-mi voi în comentarii dacă funcționează așa. Dacă tot a venit internetul, hai să-l conectăm și la cloud. Pentru aceasta aveți nevoie de aplicația Shelly. Da? V-am arătat și data trecută. Plus Bluetooth sau Wi-Fi și așa mai departe și îl conectați în aplicație. Cele mai importante lucruri pe care le aduce cloud-ul, mi se pare accesul
către acest releu de oriunde există internet. Asta ar fi prima variantă și a doua variantă este partea de scenarii. Adică puteți crea un scenariu și aici am deja creat acest scenariu, va trebui să-l pornesc. Da? Și în acest moment, de exemplu, dacă activez releul, am primit un mesaj. Da? Deci, după părerea mea, partea de cloud aduce aceste două lucruri, activarea releului de oriunde și partea de scenarii. Atenție, scenariile sunt executate în cloud. Odată ce nu mai aveți conexiune la cloud, scenariile nu vor mai fi executate. Bun, după ce l-ați integrat, o să aveți aici o grămadă de setări, cum sunt cele de timestamp. Puteți vedea când a fost activat și când dezactivat. Partea de acționare temporizată. Puteți și de aici să-i setați acționarea temporizată. Există și aici partea de schedule. Partea de action, ce v-am arătat, că acest back este conectat și cu un Shelly Duo. Partea de add-on, o să fie un clip separat despre asta. Partea de scripts, un lucru foarte interesant, puteți programa acest Shelly. E o programare destul de complexă, e peste puterile mele. Partea de rețea, după cum se vede, Wi-Fi, range extended, outbound și așa mai departe. Cloud, după cum se vede aici, se poate da disable foarte ușor, doar la o bifă distanță de a da disable. MQTT, sunt exact setările pe care vi le-am arătat, da, pentru serverul de smart home. Mai jos, pin lock, de exemplu, puteți ca acționarea releului să se facă doar cu după introducerea pinului. Puteți share-ui acest echipament cu un alt cont și mai multe setări în Echo Mode Input Settings. Asta e ce v-am arătat la început, dacă e button sau switch. Se poate, de exemplu, device in detach mode. Hai să îi dăm detach mode să vă arăt aici o treabă. Asta înseamnă că în momentul în care apăs, am detașat intrarea de ieșire, adică de releu, acest back nu mai funcționează și am totuși acea acțiune la tastă lungă. Da, aprinde acest back fără a mai folosi releu intern. Dacă aveți undeva ceva de genul ăsta, aveți un back Wi-Fi și doriți să-l aprindeți și să-l stingeți, asta este varianta corectă pe care să o folosiți, nu un întrerupător direct la back. Mai există niște setări aici, firmware version, în caz că există un update de firmware, cum e în acest caz, și încă câteva, device reboot și factory reset. Tot la input aici aveți și partea asta, cum să seteze releul atunci, în momentul în care primește tensiune. Dacă ultima stare, dacă off sau dacă on. Ce am omis la partea de construcție e că acest echipament este pentru 16 amperi maxim. După cum vedeți, aici în setup am o siguranță de 16 amperi. O folosesc doar pe post de întrerupător. Nu vă recomand siguranța asta pentru un astfel de circuit. Vă recomand pe circuitul de iluminat o siguranță de putere mai mică și extra puteți folosi astfel de echipamente în care să introduceți siguranțe fuzibile pentru limitarea curentului în circuit. Bun. Acum ca o concluzie, ați văzut, echipamentul funcționează și în standalone, funcționează și ca releu de rețea, funcționează și în cloud. Cum îl folosiți depinde de voi. Lăsați-mi părerile și completările în comentariile de mai jos. Bun. Pentru mine, cea mai importantă în funcție este cea de releu de rețea și integrarea lui în serverul de smartphone. Lăsați-mi părerile voastre mai jos în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă salut!